Există azi în lumea întreagă zeci de mii de meserii și fiecare poate aduce bani sau multe bucurii. E plină Terra de profesori, de doctori sau de arhitecți, de filozofi și de actrițe, de procurori sau cântăreți. Dar care muncă este oare mai nobilă și mai de seamă decât aceea ce o are femeia atunci când e mamă? Căci fiecare om pe lume, de scriitor sau avocat, întâi a fost crescut de o mamă și abia apoi zborul și-a luat. Iar mama care l-a crescut în urma lui a lăcrimat, căci numai dânsa știe cât s-a chinuit și l-a învățat. Când vom fi și noi părinți, poate că ne vom da seama că nimeni nu ne mai iubește așa cum ne iubește mama. Meseria de mamă, splendidă poezie de Cristina Andronache. Să aveți o zi frumoasă, dragii mei!